o problemă per total ca și oameni. E că ne place să vorbim. Băi, hai până la noi acasă, bem o cafea și stăm la un pahar de vorbă. Expresia aceasta înseamnă ceva. Ne place să vorbim, ne place să comunicăm. Și cel mai fain vorbești de alții. De tine e mai greu, dar de alții e ușor să vorbești. De noi numai lucruri bune. Noi suntem cei mai buni. De alții găsim absolut orice este de vorbit. Niciodată răul nu va veni de la Dumnezeu. Dumnezeu, ca judecător, poate lucra așa cum vrea El. Răul întotdeauna vine de la cel rău. Folosim deseori Biblia ca să-i batem pe alții. Și ne place să chinuim pe alții cu versete din Scriptură. De exemplu, o fost în biserică o prorocie, era un bărbat îmbrăcat în negru, va veni, face, eu cred că fratele ăsta îți face ție probleme. Ăsta e fratele care cu haina aia neagră. Dar de unde știi tu? Ți-o zis e Dumnezeu? Nu, dar mie așa mi se pare. Luăm cuvântul Domnului și îl folosim ca arsenal, să împungem și să lovim pe alții. Unul singur este judecător și ăla Dumnezeu, dragii mei. Lăsați pe Dumnezeu să judece. Cu nu mult timp în urmă, era un protest, o manifestație în toată Canada și chiar aici la Kitchener mai multe persoane s-au adunat împreună vrând un singur lucru, scoaterea afară din spațiul școlilor publice a unei ideologii mizere. Felul în care s-a prezentat și portretizat această întâlnire pretutindeni în spațiul mediatic a fost astfel. A fost o mișcare a urii. Inclusiv primarul orașului a spus, în locul orașului nostru nu există niciun loc pentru ură. Stăm fără echivoc alături de toți oamenii. Noi nu discriminăm împotriva nimănui. Prim-ministrul țării a spus exact aceleași cuvinte. Oameni de amvergură și pretutine în spațiul media, exact aceleași cuvinte au spus o mișcare profundă de ură. Ce vă vine în minte când auziți așa ceva? Probabil că erau oameni cu ciomege și cu bâte împreună adunați la oaltă. Mă gândesc și cu torțe cu foc ca să dea foc la clădiri. Mă gândesc că v-ați fi gândit la pancarde cu cuvinte obscene, cu înjurături rele și cu fel de fel de amenințări de moarte. M-aș gândi că o astfel de manifestare includea măcar ceva mișcări de violență, măcar câțiva au plecat de acolo în ambulanță. M-aș gândi că f o astfel de manifestare plină de ură ar fi una în care au fost clădiri arse, geamuri sparte și a rămas pur și simplu balamuc în jurul lor. Interesant este că cei care au fost prezenți și am fost acolo au văzut părinți care au spus, vă rugăm frumos să ne lăsați copiii în pace, nu urâm pe nimeni, nu vrem moartea nimănui, nu cerem nimic altceva decât să ne fie copiii lăsați în pace. Și ce este interesant, dragii mei? Modalitatea în care noi ne exprimăm și modalitatea în care noi împrăștiem și împărtășim anumite idei, creează anumite imagini în mintea oamenilor. Suntem, dacă vreți, din toată creația lui Dumnezeu, singura rasă, specie, cum se ne numesc, care avem capacitatea de a comunica într-un mod excepțional. Comunicăm prin cuvinte în care putem identifica atât obiecte cât și idei abstracte. Este un har care doar nouă, ca și oameni, ni l-a acordat Dumnezeu în creație. Și animale au forma lor de comunicare, de avertizare a una altora, comunică prin sunetele care le fac dar nici o specie care există pe lumea aceasta nu poate comunica precum comunică oamenii. Această lucrare a vorbei, a comunicării, desigur a fost înscrisă noi de cel care le are în mână pe toate. Ni se spune în Ioan 1 cu 1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Din primele versete a Bibliei în Geneza 1 cu 3 ni se spune Dumnezeu a zis, și precum Dumnezeu, care este Dumnezeu, vorbește, ne-a dat această capacitate și nouă ca și oameni să vorbim, să grăim, să comunicăm, să ne exprimăm prin cuvintele noastre vis-a-vis -vis de cele ce le întâmpinăm și se întâmplă în jurul nostru. Este un har să avem această capacitate de comunicare. Dar dragii mei, deseori această lucrare, acest dar dat de Dumnezeu, este folosit atât pentru bine cât și pentru rău. Și cel mai dureros este când, vrând să facem ceva frumos și bun, suntem atacați vehement și vorbiți de rău într-un mod în care ne doare. Nu vă temeți că avem o deosebită încurajare. Spunea Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 5, în predica de pe munte, cu versetul 11. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigoni pe proroci care au fost înainte de voi. Mare har! Faci bine, ești vorbit de rău, blasfemiat, ești făcut, cum zice noi, troacă de porci în limba română. Te face una cu nimic. Și noi ne bucurăm că Dumnezeu care este în cer ne va răsplăti lăudat să fie Domnul. Doare, nu-i plăcut, nu ne bucurăm că ne vorbește de rău cineva de afară. Dar, dragii mei, este un har că Dumnezeu are o răsplată pentru noi. Problema mai mare nu este cu ei de afară. Doare mai tare când cei din interior vorbesc de rău că ei de afară vorbesc de rău, ne așteptăm. Asta e lumea în care noi trăim. Dar când cei din interior folosesc cuvintele ca săgeți, le aruncă unii împotriva altora, rănile cauzate dor foarte greu. Și vreau să vă spun că după terminologia biblică prezintă un tipar care pe noi ne-ar îngrozi. Că nimeni n-am spune când vorbim de rău pe cineva avem intenția să facem așa ceva. Ni se spune în Ieremia, capitolul 18, cu versetul 17, că vântul de la răsărit îi voi risipi înaintea vrășmașului, iar în ziua necazului lor le voi întoarce spatele și nu mă voi uita la ei. Era prorocia lui Ieremia. Așa cum auziți, atunci ei au zis, cei din jur, oamenii din popor, prin extensie cei din biserică, am zice noi, veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să lucidem cu vorba și să nu luăm seamă la toate vorbirile lui. Ascultă-mă, Doamne, și auzi glasul din celor mei. Observați cea, ma cea mai, mare durere aici. Că cu rău se răsplătește binele, căci au săpat o groapă ca să-mi ia viața. Adu-ți aminte că am stat înaintea ta ca să vorbesc bine pentru ei, și s-a bat mânia ta de la ei. Ieremia era în comuniune cu Dumnezeu. Domnul îi spune, Ieremia, vezi poporul acesta? M-am scârbit de el, am să-i nenorocesc, aduc ciumă, aduc moarte, aduc contropire peste ei și voi scoate din țara aceasta. Templul care a fost zidit, îl dărâm și îngădui să fie așa. Și Ieremia plânge, Doamne, nu fa așa. Doamne, îngăduie, ăștia sunt oamenii care i-ai scos din Egipt, sunt copiii lor, sunt cei care iubesc numele tău, sunt în legământ cu tine. Transpun acum: ăștia, abotezați în apă, cu care am fost la 80 stăruință de veche, am fost la seri speciale, ăștia sunt oamenii tăi, Doamne. Și ei zic, după toată rugăciunea, insistențe, pledoaria lui Ieremia, hai să-l omorâm cu vorba. Vorbele, dragii mei, au, au un potențial excepțional de a răni și a distruge, a vrut să-l discrediteze. Mai târziu îl găsim pe Apostolul Pavel, care ne spune că atunci când a venit în Corint, Dumnezeu l-a folosit cu semne și minuni, lucrări profunde și deosebite. Și Apostolul Pavel ne spune că în urma acestor lucrări, cei din Corint l-au discreditat ce spun el, îi nevoie să ne apărăm? Păi e nevoie, că ne faceți oameni de nimic. Și totuși când suntem vorbiți de rău, noi cuvântăm, spune Apostolul Pavel. Nu-i mai mare durere că atunci când te-ai investit în viața unui popor, atunci când faci parte dintr-o grupare și ești prezent să lucrezi cot la cot cu cei de acolo, să fii vorbit de rău, aceea doare foarte tare. Și, dragii mei, aș vrea să învățăm în această seară ce înseamnă această lucrare și cum să nu mai facem așa ceva. Ne cheamă Dumnezeu să fim foarte atenți. Dacă avem o problemă per total ca și oameni, îi că ne place să vorbim. Băi, hai până la noi acasă, bem o cafea și stăm la un pahar de vorbă. Expresia aceasta înseamnă ceva. Ne place să vorbim, ne place să comunicăm. Și cel mai fain vorbești de alții. De tine e mai greu, dar de alții e ușor să vorbești. De noi numai lucruri bune, noi suntem cei mai buni. De alții găsim absolut orice este de vorbit. Și vreau să vă spun că în ochii lui Dumnezeu, această atitudine este văzută într-un mod, dragii mei, extrem de scârbos. E greu cuvântul, dar așa este. Proverbe, capitolul 6, cu versetul 16. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte sunt urâte. Eu o cine în fața Domnului. Ultimul verset din listă, versetul 19, spune astfel. Martorul mincinos care spune minciuni, și auziți, și cel ce strânește, certuri între frați auzi, nu vreau să te superi, să nu te simți greu, dar am auzit niște vorbe despre tine, vreau să spun, așa ziceau frații, vai că mi-e îmi pare rău de tine, numai să știi ce se întâmplă pe lângă tine. Și ne place să îmbeninăm pe unii oameni, spunând cuvinte care dor, ca mai apoi să spunem, frate, eu vreau să-l avertizez, nu vreau să-i fac nimic rău. Stricăm relații, rupem prietenii, distrugem familii și astfel unitatea dintre noi începe să scadă privim la experiența interpersonală a două personaje din Biblie și vreau să învățăm în această seară, dragii mei, care sunt efectele vorbirii de rău, cum am putea să evităm această lucrare, ca mai apoi să înțelegem odată și pentru totdeauna că răul de la cei răi vine. Amin. Răul de la cei răi vine, dragii mei. Această expresie care omului Dumnezeu David o ia este o expresie excepțională. Răul de la cei răi vine. Și noi suntem oameni care suntem sfințiți de Domnul, copii al lui Dumnezeu, cât de departe se poate de ceea ce este rău. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Răul de la cei răi vine. E, dragii mei, problemele interpersonale sunt o realitate inevitabilă. Adică. Conflictele dintre noi, neplăceri, dezamăgiri, frustrări care apar între noi Sunt inevitabile, nu pot fi evitate Astea fac parte din viața noastră De ce? Pentru că diversitatea care este pe lângă noi Nu dă voie la uniformitate Adică nu suntem toți la fel, oricât s-ar încerca Frumusețea vieții stă tocmai în diversitate Vă dau un exemplu Vine iarna, cade un pic de zăpadă Toți chiori de performanță merg la muntele cel mare din Kitchener, La copii. Asta nu e munte, este un deal micuț care s a făcut din cauza unor case care s-au construit și au pus pământ acolo. Dacă vrei să mergi la munte, mergem undeva la munte, luăm mașina, conducem o distanță oarecare și ajungem cu adevărat la un munte. Acolo poți să schiezi. Frumusețea este că e diversitate. Că dacă toți munți erau cum e muntele nostru de la cicopii, vai Doamne că nu era munte în lumea aceasta. Frumusețea este în diversitate. Frumusețea între noi apare prin faptul că suntem diversi. Mie îmi place de mine. Dacă toți ar fi ca mine, m-aș plictisi de mine, dragii mei. Frumusețea e că mai înțeles pe altul care nu ca mine. Avem diferențe de opinii, auzim idei noi, gusturi noi, dă naștere la o inovație excepțională. Frumusețea stă în diversitate. Aceeași diversitate care este foarte frumoasă, în schimb, ne creează și multe dificultăți. Diversitatea e necesară și în biserică. Pavel spune, când ne adunăm toți la oaltă, ce-i de făcut? Dacă erau toate exact la fel, vă întreb, cum era la biserică? În această seară eu spun că Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod excepțional la adunare. Au fost cântări frumoase, slăvit să fie Domnul, amin? amin? Au fost momente de rugăciune minunate, slavă Domnului, amin? Ne-am bucurat în cuvântul de până aici, slavă Domnului, amin? amin. Dumnezeu ne-a har. Diversitatea asta a făcut frumusețea programului în această seară până aici. Și ne bucurăm de el, dragii mei. Dacă veneam împreună și tot spuneam, laudă Domnului, laudă Domnului, laudă Domnului, plecăm acasă. Ce program era ăsta? Frumusețea vine din diversitate. Dar diversitatea creează și anumite dificultăți. Ca de exemplu, facem o masă de dragoste. Echipa de la bucătărie discută cum să omenească mai bine frații care vin. Și se decide că vom face supă, pui, piept de pui, cu pireu și îi facem niște fructe pe lângă. Venim toți și mâncăm și ne bucurăm. Dar unul mai cu mintea luminată, inovativ, spune Băi, nu se dă supă la oameni. O ciorbă era bună aici. Supă se dă așa, acasă, la copii. Ciorba era mai bună. Și, realmente, să mănânci mâncare la român fără sarmale, asta nu-i masă. Ai, ai pierdut esența mesei de dragoste. Și să ai o sărbătoare fără cozonac. De ce fel de masă e asta? Ne-ați păgubit de masă. El discută cu alții din jur. Pun și eu urechea. Mă, și mie îmi plac sarmale. Sincer, era bun. Chiar, chiar trebuia sarmale. De ce n-ați făcut sarmale nu am făcut sarmale. Mă, să știi că nu e nicio masă. Mai bine stăteam acasă și mâncam o pizza. Nu mulțumesc de nimic. Mă trece bine, dar ați venit, ați mâncat cu noi, ne-am bucurat toți împreună, n-ați muncit deloc la aceasta, e un dar din partea noastră și acum comentarii și discuții. Pentru că diversitatea aceasta de opinii, unii ori ne creează dificultăți. E frumos că suntem diversi, creiem idei frumoase, dar în același timp creează și o dificultate între noi și acestea în aspectul interpersonal creează dificultăți. Priviți la doi oameni, la împăratul Saul și la David, care mai devreme de acest text se întâlnesc împreună. Saul era într-o criză, Dumnezeu se supărase pe el și îngădie un duc să-l chinuie. Și Saul găsește un tânăr din Israel, pe nume David, care vine să cânte pentru el cu harfa. Ne spune în Samuel că i-a plăcut de el. Era un tânăr chipeș și plăcut de privit și cânta foarte frumos, Domnul era împreună cu el. Mai târziu, într-un moment de criză, când tot Israelul cufundat într-o criză serioasă, Golia striga împotriva lor, vine David, împuternicit de Duhul lui Dumnezeu, intră el în luptă și câștigă biruința. Și Saul spune, care-i băiatul ăsta? Îmi place de el, îi îndrăzneț, e bun. Dar dată, diversitatea asta de talente între ei, creează o dificultate. Și când se întorc înapoi de la război, Așa cum se întâmplă uneori că factorii de criză apar din interior, dar și din exterior, din nefericire. Cei din jur încep să cânte. Saul a bătut miile și David zecile de mii. Și lui Saul nu pică bine expresia aceasta. Asta eu sunt împărat în Israel. Copilul ăsta acum primește slavă că a bătut un, un uriaș. Eu sunt împăratul lui Israel. Și apare o tensiune între ei. Mai mult ne spune că Saul îi dă pe fata sa lui David, David se căsătorește în familie imperială și acum mai se trimis la lucruri pretutindeni. Unde mergea David, Dumnezeu era împreună cu el. Și ne spune Biblia, Saul s-a temut de David pentru că Domnul era cu el. Tot ce făcea David izbutea și această performanță în diversitatea talentelor este interpretată de Saul într-un mod foarte negativ. Nu-i normal, nu-i bine. De ce nu a David? De ce la David îi cântă? De ce David câștigă? De ce David are biruință? Și apare o problemă între ei. Și acum, dragii mei, această luptă, sigur, venea de undeva. Venea din Duhul Cer rău care îl chinia pe Saul. Aș spune aici, mare grijă la ambițiile noastre și la sursa lor. Când simțim așa o ambiție să facem și noi o răzmeliță, o discuție, o, o, o luptă cu cineva, aș întreba de unde vine aceea? Că Duhul Sfânt. De pace, de liniște, de bucurie, de armonie între noi. Deoarece mă tem eu că aceste gânduri de rupere și de strigare vin nu de la Domnul, ci de la cel rău. Observați că această luptă se naște între ei. Și în toată situația aceasta de criză, când la un moment dat erau încrâncenați cât se putea de rău, David face o concluzie. Răul vine de la cel În Întotdeauna să știți că răul va veni de la cei răi. Niciodată răul nu va veni de la Dumnezeu. Dumnezeu ca judecător poate lucra așa cum vrea El. Răul întotdeauna vine de la cel rău, ce răi? De aceea, aș vrea să observăm mașinația diavolului în a crea conflicte între oameni, ca apoi să ne evaluăm și noi pe unde stăm și să venim cu niște soluții practice, cum putem să depășim astfel de situații. Că realmente, dragii mei, dacă am fi serioși cu noi înșine, am găsit că de multe ori și noi am greșit. Nu v-aș pune să ridicați mâna sus. Să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați fost vorbiți de rău? Nu în toată viața, în anul ăsta e să întreb, sau în luna aceasta. Câți dintre voi ați fost vorbiți de rău? Dacă v-aș pune să ridicați mâna sus, cred că toți am ridicat mâna sus. Problema este că nimeni nu privește și în interior, de fapt, ce se întâmplă și cu mine, care uneori am mai vorbit de rău. Vă citesc un verset tare interesant din carte Eclesiastru, în capitolul 7, cu versetul 21. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu de rău. Adică știți cum înseamnă asta? Nu citi comentariile online. Tu postezi ceva acolo, bagă ăștia comentarii despre tine și acum tu vrei să vezi cât de mult e ridicat în slăvi. Măi, că o da cu mine de pământ și acum se înveninează inima, te doare, te super, splângi, plângi, mei la consiliere, frate, dar pe mine mă vorbi de rău, dar de mine vorbește în adunare, dar știi, ști cine sunt eu aici la între ei? Nu pune și tu urechea să auzi pe toți care vorbesc în rău, că îi vei auzi, îi vei găsi. Dacă îți cauți focul cu mâna ta, te arzi. Dar vine partea a doua a versetului. Că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Realitatea este, dragii mei, că aici toți avem probleme. Nu este încă niciun sfânt între noi, și a spune lumea asta, care să ajungă la acest etalon în care să nu mai aibă această luptă. Ne spune omului Dumnezeu Iacov în capitolul 3, în epistola sa, despre această realitate. Fraților, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și își poate să țină în frâu tot trupul. Mai ușor te abții de la băutură, de la droguri și la păcate imorale, decât te abții de la vorbele de rău. Asta e natura noastră și deliciozitatea acestor prăjituri de vorbe care ne plac nou când e vorba de alții, ne tentează întotdeauna să discutăm. Ne întâlnim împreună în familie, stăm de vorbă, luăm o masă la oaltă și după ce terminăm, în timp ce savurăm o discuție împreună, cam de obicei se învârte în jurul unor sau unei persoane. Inevitabilul. A rare ori vorbim despre Dumnezeu. Vai ce frumos ar fi dacă la noi în casă, când ne-am întâlnit împreună, după ce am mâncat toți împreună, deschidem Biblia ce ați mai citit voi în ultima vreme? Uite, eu am citit pasajul ăsta, versetul ăsta încă nu îl înțeleg, e foarte interesant. Voi ce ați mai citit? Ce frumos ar fi dacă așa ar fi discuțiile. Realitatea reală este că deseori vorbim despre alții. Și atunci am înțeles că răul vine de la cei răi. Aș vrea să înțeleg cum lucrează această mașinație a celui rău, dragii mei. În primul rând, observați că pornește cu o obsesie cu persoana în cauză. Versetul 1 și 2 ne spune astfel. Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și i-au spus, iată că David este în pustiul Enghedi. Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. Observați, când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, venise din luptă, și pe vremea aceea nu mergeai cu uh, arou sau cu hamărul prin pustiu. Mergeai cu cai, mergeai pe jos cu arme după tine, era foarte obositor. A ales uh, oameni care au fost împreună cu el în lupta aceea și toți s-au întors acasă obosiți. Eu mă gândesc că primul lucru după astfel de expediție, vrei să iei o vacanță, o pauză. Vrei să dormi, să faci o baie caldă, vrei să te relaxezi. Era un pustiu, era greu. Și când ajungi acasă Saul, observați că se spune astfel, au venit. Cine să ăștia? nu știu că sunt anonimi, nu le spune numele, nu da detalii, dar au venit, aia e cloie, și au spus astfel, iată că David este în pustiul Lenghiedi. Eu pun o întrebare, ăștia care au venit, ăștia nu aveau familii, nu aveau copii, nu aveau măgar de îngrijit, nu aveau cămile dus la apă, nu aveau struguri să-i mănânce sau smochine să le culeagă, Ăștia n-aveau ceva de făcut decât să stea toată ziua pe Facebook să vadă ce face David. Băi, unde-i David? Unde-i ultima dată? L-am văzut pe acolo, pe acolo. Mergea rețeaua foarte bine. Ăștia altceva n-aveau de făcut? Numai asta? Dar asta aveau de făcut. Începe vorbirea de rău ca o mașinație a diavolului în momentul când devii obsedat de o persoană. Și -o ție ți s o pus pe persoana aceea și încep să stai de vorbă că ceva, ceva cu persoana aceasta. Și pornește de la niște vorbe că l-am văzut pe aici și pe acolo. Obsesia aceasta insistentă duce pe om să ajungă într-o stare de vorbire de rău. Avem noi românii o expresie, nu-mi place fața lui. Nu știu cum e asta, nu-mi place fața lui. Adică, frate, eu nu-l urăsc, dar dacă ar fi să stau în mașină cu el până la Toronto, mai bine merg pe jos. Nu-l urăsc, nu-l urăsc, nu, urăsc. Ma, nu, n-am nimic cu el. Și asta e problema noastră, dragii mei. Nu-mi place fața lui. Devin o obsesiv cu persoana aceea. Când, măcar că nu-mi place fața lui, că dacă nu-mi place ceva, nu mă uit la el. Măcar că nu-mi place fața lui, caut fața în fiecare zi. Și vreau să văd pe unde îi. Și ăștia, în loc să-și vadă de caselor, treburilor, durerile lor, stau de vorbă cu sau, l-am văzut pe David pe undeva. Durerea mai mare că Saul, în loc să rămână acasă, se hodinească, mai ia cu el 3.000 de oameni care și ăștia erau obosiți din tot Israelul, experți de luptă, și merge până pe munții sapilor sălbatici. Până în sălbăticia gândurilor ajunge că obsesia lui era cu David. Vorbirea de rău va începe cu această obsesie a căuta pe cineva. Românul are un sindrom de care suferă tare des, dragii mei nu ți fierbe oala, știți? Eu am copil când mergeam să cumpăr niște pâine, m-au trimis părinții și când mă întorc înapoi acasă de la magazin, mă oprește o bătrânică de pe strada noastră. Băi, vino până aici. Mă duc la ea. Ce ai în plasă? Ce am cumpărat? arată -mi. Deschid plasa, se uite. Era pe vremea aceea, trebuia să dai voie. Am deschis plasa, uitat în plasa mea, am văzut că am pâine, Poți să pleci. Și am plecat. Asta a fost dorința, durerea vieții ei. În ziua aceea trebuia să vadă ce am cumpărat eu. Asta e sindromul de care suferim noi de deseori, dragii mei. Și românul este un expert în psihologie, medicină, avocatură, în toate celelalte. Mă, l-am văzut cu ăștia fără, fără, fără geacă, fără haină. Parcă văd că se îmbolnăvește, vine cu cauza de boală la biserică. Păi dacă se îmbrăca. Și noi suntem experți în toate aceste lucruri, dragii mei. Spune Apostolul Petru în 1 sa epistolă, capitolul 4, cu versetul 15. Nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș sau ca un hoț sau făcător de rele. Și auziți acum, sau ca unul care se amestecă în altora. Treaba e altuia, e altuia, nu-i treaba ta. Dar mie îmi place să mă amestec în treaba altuia, că îmi place să văd ce fac ei în viața lor. Și asta îmi creează o obsesie cu persoana aceea și încep de aici să stau de vorbă cu omul și despre omul acela. Asta înseamnă că îl urmăresc online, pe unde merge, ce-o postat, ce-o făcut și acum am un arsenal de cuvinte și de resurse materiale ca să-l vorbesc de rău. Răul, nu uitați că vine de la cei răi. Și mașinația diavolului începe, începe, cu această obsesie în care nu te mai vezi pe tine, tu n-ai de face cu tine, tu n-ai avut timp să citești din Biblie azi, dar să-l spionezi pe el ai avut. Ăștia au venit, anonimii ăștia au venit cu o singură obsesie. L-am văzut pe David. Mă, dar voi altceva n-aveți de făcut? Nu. Pe David îl căutam noi. Obsesia aceasta duce la o vorbire de rău. În al doilea rând, dragii mei, începe cu o pervertire a hotărârilor Domnului. Și asta este tare meschină și parșivă. Versetul 4. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe, mână, da pe vrășmașul tău în mâinile tale, fă ce-ți va plăcea. Observați cât de experți suntem noi în prorocie și în Biblie când e vorba de alții. Aici suntem experți. Sunt persoane care știu să invoce o vorbire așa de spirituală încât să simți că tu chiar faci un favor lui Dumnezeu când vorbești de rău pe fratele. Îi lucrarea Domnului, aleluia, e necesar să vorbim. Nu vorbim de rău, noi evaluăm un caz, pastoral, zice noi. Deci deseori invocăm și răstălmăcim hotărârea lui Dumnezeu ca să ne putem lua de cineva și să-L vorbim de rău. Mi se pare ciudat că oamenii ăștia lui David, cei 600 de ai lui David, care erau împreună cu el în peșteră, care îi spun că e hotărârea Domnului David. Mai știi prorocia prin Samuel, că ne-am luat de lege. asta e ce vorbea Domnul. Domnul ți-l dă în mână, tai capul jos. Așa era expresia de atunci. Oamenii ăștia care s-așa de pregătiți cu Biblia, dacă întoarceți doar o pagină, când ne spune că Nabal îi spune David, pleacă de aici, David spune, gata, scoatem sabie, mergem la Nabal și facem noi curățenie. Ăștia nu mai știu nici doctrină, nici Biblie, nici teologie, nici prorocie. Nu zis David, a întrebat pe Domnul dacă e voie să mergem. Nu, gata, plecăm toți. De aici nu mai întreabă pe Domnul, dar aici deodată ne-o vorbit Domnul, că e necesar să vorbim de rău. Observați cum oamenii răstălmăcesc, întortochează și distorsionează cuvântul lui Dumnezeu. Folosim deseori Biblia ca să-i batem pe alții și ne place să-i chinuim pe alții cu versete din Scriptură. Ne place să-i chinuim pe alții cu anumite aspecte care noi le-am auzit. De exemplu, o fost în biserică o prorocie, că era un bărbat îmbrăcat în negru, va veni și face Eu cred că fratele ăsta îți face ție probleme. Ăsta e fratele care cu haina aia neagră. Dar de unde știi tu? Ți-o zis Dumnezeu? Nu, dar mie așa mi se pare. Luăm cuvântul Domnului și îl folosim ca arsenal, să împungem și să lovim pe alții. Într-un moment de dificultate, niște oameni vin la Ioan botezătorul, ucenicii lui, și pun acum niște întrebări. Suntem în Ioan, în capitolul 3, cu versetul 26, și ne spune Sfântul Cuvânt în felul acesta. Au venit, deci, la Ioan și i-au zis, învățătorule, cel care era cu tine dincolo de Iordan, și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc după el. Păi da, era prorocia aia, că iată mielul lui Dumnezeu. Uite că acum el s-o pus să facă el. Cum e chestia asta? E voi? Nu-i voi? E bine? Nu-i bine? Observați cum folosim cuvântul Domnului și ne place să chinuim pe alții. Și asta este o mare lașitate. Vă dau un exemplu care deseori se întâmplă și care mă doare. Sigur, eu sunt pentru principii curate și sfinte. Trebuie să trăim viața în sfințenie, Doamne ajută la aceasta. Dar nu uitați că anumite încredințări sunt exact aceea, încredințări. Vă dau un verset care noi îl folosim ca un arsenal să ne batem unii pe alții. Deuteronom 22 cu versetul 5. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu îmbrace cu, se îmbrace cu haine femeiești. Căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Pe baza acestui verset s-a făcut o doctrină întreagă vis a -vis de anumite articole de vestimentație. Revin, decența, simplitatea, curăția și lipsa de imoralitate în îmbrăcăminte este esențială, e biblică, sfințire, Doamne ajută! Dar nu mai pune fel de fel de întrebări vis-a-vis -vis de anumite articole, de pantaloni, de tricouri, de alte lucruri, îi voi, nu-i voie. Dragii mei, asta nu spune despre pantaloni și tricouri. Era vestimentație de femei și vestimentație de bărbați. Este o diferențiere clară între sexe. Noi folosim acest verset, în schimb, să ne batem unii pe alții. Ai văzut pe sora cu tare, fratele cu tare, vai de mine, și că scrie în Deuteron 22 cu Dacă am fi să mergem un picuț mai departe, în același capitol, pe aceeași pagină, doar cu o coloană mai departe, versetul 11 spune astfel, să nu porți o haină țesută din felurite fire, din lână și unite împreună. Adică ce folosim noi ziua de azi? Ca și bumbac, și coton, și letic, și nu știu câte altele în hainele noastre. Mai cum de versetul ăsta nu l-am găsit în Biblie până acum? Până acum nu l-am citat niciodată. Nu ne-am luat la duel cu nimeni de el. Dacă cu ăsta la alt, vai, vai de mine cum ne batem între noi. Observați că ne place să folosim argumente ca să vorbim unii de alții. Și luăm cuvântul Domnului în loc să-l folosim pentru zidirea sufletească. Îl folosim în a ne unii pe alții. Doamne, iartă-ne pentru aceasta. Ne cheamă Dumnezeu, dragii mei, să fim foarte atenți vis-a-vis -vis de această mașinație a celui rău. În ultimul rând, vis-a-vis -vis de această expresie a mașinației celui rău, este că apar anumite influențe prin prejudecățile comunitare. Întoarceți împreună cu mine la textul nostru, versetul 9 până la versetul 10. Spune Cuvântul lui Dumnezeu astfel. David a zis lui Saul, de ce asculți de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Oamenii mei mă îndemnau și îmi ziceau să-ți fac răul. Și oamenii tăi spun că David îți vrea răul. Observați că devenim pradă și victimă la influența prejudecăților comunitare. Nu știu dacă e adevărat, nu sunt sigur, n-am dovezi, dar așa se zice se vorbește prin biserică despre, n-am confirmat dacă îi așa se zice, și ne place să luăm expresiile comunitare, prejudecăți ale oamenilor, ca mai apoi să le folosim în vorbele noastre. Aici apare o problemă reală și se numește percepție și realitate. Percepție și realitate. Percepția nu este realitate. Realitate este realitate. Ce înseamnă aceasta? Realitatea este literalmente ce se întâmplă negru pe alb obiectiv. Percepția este înțelegerea ta asupra acelei realități. Un doctor psiholog spunea astfel, percepția nu este realitatea, dar percepția poate deveni realitatea cuiva pentru că are o influență puternică asupra felului în care privim la realitate. Adică felul în care eu percep ceva, am codificat și decodificat eu un eveniment, îmi va crea în mintea mea aceea interpretare. Văd că o persoană fuge repede prin hol și strigă, fraților, și iese afară. Și eu zic, uite, ăsta e supărat, e certat pe noi. Eu nu știu că de fapt în viața lui era o problemă, era o urgență, iese afară de urgență. Percepția asupra realității care a fost îmi creează mie o realitate în mintea mea. Eu cred că atare și mă țin strâns de acea realitate. Vă păi dau un exemplu. Într-o biserică predica un păstor și zicea că la un moment dat când ne am ridicat o țămicioare, un tânăr lângă un să stătea pe scaun, nu s-a ridicat deloc. Apoi ne-am pus iară jos, ne-am pus în genunchi la rugăciune. Nu s-a mișcat de pe scaun. Se cânta frumos. S-a făcut chemare în față. Nu s-a ridicat în picioare. Și mi-a spus în mintea mea, când e gata programul, Dus și spun, bă, trebuie piatră de stâncă, să, să nu te miște nimica din biserică, chiar nimica. Și în timp ce îmi făceam eu loc, când a fost gata programul, să ajung până la el, văd că vine cineva cu un scaun cu rotile, îl pune în scaun și le ia afară. Așa m-am simțit de prost. Era invalid, nu se putea ridica. El era împărtășit cu biserica, dar nu se putea ridica. Realitatea nu era care o crea el, măcar că vedea ceva cu ochii lui, o realitate aparentă, stătea numai pe scaun. Percepția lui asupra realității care o înțelegea el, i-a creat o realitate existentă. Vă spun ceva, dragii mei, când veți auzi rău despre cineva, să nu credeți absolut nimic orice dovezi va duce, să nu credeți absolut nimica. Auzi, fratele, cu tare l-am văzut că... Să nu credeți nimic, dragii mei. Pentru că percepția omului în situația de față poate distorsiona realitatea faptului care de fapt s-a întâmplat. Aici apare realitatea și percepția. Era așa o imagine faină făcută. Era un ocean foarte mare, unul într-o bărcuță mică de salvare, pedala acum cu greu către o insulă mică. Și el zicea, sunt salvat, pe când pe insulă un om naufragiat mai devreme, vedea barca că vine, spune, sunt salvat. Amândoi vedeau o realitate, dar o percepeau diferit. Asta e problema când ne lăsăm influențați de vorbele comunitare. Am auzit că s-a spus că pe ei se vorbește că de tine s-a zis cu tare lucru. Toate acestea sunt percepțiile noastre interpretând realitatea. A rare ori suntem sinceri să spunem cu adevărat de fapt ce s-a întâmplat. Și deseori îngăduim ca și noi să mai adăugăm interpretarea noastră la ceea ce am văzut. Toate acestea arată că răul vine de la cei răi cei care sunt mânați de diavolul să facă rău, să facă vrajbie, să strice părtășia, îi mână diavolul prin aceste mașinații ca să rupă părtășia fraților. Dar pe mine mă interesează mai mult cum am putea să avem o conviețuire frumoasă comunitară. Care sunt soluțiile pentru o conviețuire frumoasă comunitară? Aș spune, binele întotdeauna biruie răul. Că dacă răul vine la cel răi, binele vine din partea lui Dumnezeu care ne modelează prin Duhul Sfânt, dragii mei. Și atunci, cum putem să soluționăm aceste probleme? În primul rând, nu te lăsa influențat de corul vocilor rele. Versetul 3. A ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Ca să înțelegeți ce se întâmplă. Saul era împreună cu 3.000 de soldați. N-au intrat toți trei mii în peșteră. În original ne spune că David a intrat să-și acopere picioarele, să îngrijească un picuț de oboseala lui. Ceilalți erau afară fiind la gura peșterii, păzind peștera. Împăratul, fiind împărat, avea dreptul să stea singur, liniștit să nu deranjeze nimeni. Saul este singur în peșteră, complet vulnerabil. În aceeași peșteră, în fundul peșterii, stă David cu 600 de soldați înarmați, gata să facă orice este nevoie. Și Saul este singur, nu-i nimeni împreună cu el, n-ar fi știut nimeni dacă dispărea de acolo. Este moment vulnerabil. Nu te lăsa influențat de corul vocilor rele. Pentru că spune, oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrășmașul tău în mâna ta. Și David nu face asta îi tai doar colțul hainei și pentru aia i-a bătut inima că au făcut așa ceva, dar nu îngăduie să-i facă un rău lui Saul. Ce a însemnat, dragii mei, această întâmplare? L-a prins într-un moment vulnerabil. Adică, deseori întâlnești o situație în care auzi niște vor vorbe care pot discredita complet persoana aceea. Îl ai în mână, cum zice noi. Acum, dacă eu zic la alții, pe l-am terminat. Nu te lăsa influențat de vocile altora. Nu te lăsa influențat de vorbele care vin. Făi rău, dă-i acum, spune i tare ca să știi pentru... Gata, am terminat cu discuția aceasta. Fii un om echilibrat și fii atent. Cineva va spune, dar știi că și oamenii buni uneori mai bârfesc și mai zic vorbe despre alții? E adevărat, e foarte adevărat și sfinții au păcate, dragii mei. Vă dau un exemplu. La un moment dat, ucenicii împreună cu Domnul Hristos intră într-o cetate, cetatea ne ascultă și doi zic, Doamne, să chemăm foc din cer? Gata, iar, îmi dăm peste ei. Și Domnul spune, nu știți de ce duh, sunteți însuflețiți. Observați că noi, dacă nu rămânem în părtășie constantă cu Duhul Sfânt, mai apare și acolo o influență străină care ne duce într-o direcție care nu este potrivită. Nu vă lăsați influențați de vorbele celor din jur, de corul de veci care spun că am, voci, care spun că am văzut, că știu că eu am fost acolo, că fiți foarte atenți, dragii mei, la aceste lucruri. Nu vă lăsați influențați de vorbele care se zic. Doi, pune preț pe oamenii din jurul tău. Versetul 6 spune astfel, și a zis oamenilor săi, să mă ferească Domnul să facă împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci este unsul Domnului. Știți că oamenii care sunt aici în adunare sunt mântuiții Domnului Isus Hristos? Știți că oamenii care stau pe băncile acestea, pe scaunele acestea, toți care suntem aici, suntem răscumpărați prin acela sânge sfânt care a curs la Golgota? Nu este unul care a fost salvat prin Hristos și alții care au fost salvați prin România, prin pentecostalism, prin românism, prin legea veche pentru toți a murit același Domn Iisus Hristos. În ochii lui Dumnezeu, toți avem aceeași valoare egală. Că noi ne diferențiem că ăsta e bogat, că ăsta e sărac, că ăsta e scund, că ăsta e gras, că ăsta e înalt, că ăsta nu are păr, că ăsta are păr. Că noi ne diferențiem, e noastră. Pe noi toți Dumnezeu ne vede ca și copia Lui prin jerfa Domnului Hristos, cei care am venit la mântuire. Lăudați să fie numele Domnului. Pune preț pe cei din jurul tău. Ne spune omului Dumnezeu Iacov în Iacov, capitolul 3, cu versetul 9. Cu limba, cu ea binecuvântăm pe Domnul, Tatăl nostru, și tot cu ea blestemăm pe oameni. Nu uitați, clevetirea, ca expresie, înseamnă a blestema pe oameni. Asta înseamnă clevetirea, a vorbi de rău pe cineva. Observați, pe oameni care sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, când eu vorbesc de rău pe cineva... Eu lovesc în Dumnezeu, că Dumnezeu l-a făcut pe omul acela. El e purtător de chip de Dumnezeu, exact ca și mine. Fiți foarte atenți și puneți mult preț pe oameni. Noi ne tot plângem aici în Kitchener. Vai că ne-au adus aici guvernul oameni dintr-o țară, nu și tot. Eu adus și ne-au împânzit orașul cu ei și vai de noi, că nu mai e loc de ei. Hai să pun o întrebare. Care din noi am vrea să plecăm acum misionar în țara aceea? Care din noi? Care sunteți gata să vă lăsați familia, copiii, lucru, business toate și plecați misionar în țara aceasta? Care din voi? Nimeni, ferească Dumnezeu. Dumnezeu ne dă un har. Eu adus pe ei aici ca să evangelizăm. E dacă privim așa lucrurile, se schimbă situația. Dar dacă vrem să privim din partea noastră umană, ne supărăm, vorbim de rău, ne blamăm în toate formele. Dragii mei, puneți valoare pe oamenii care sunt în jurul dumneavoastră. Saul era un om rău, lepădat de Dumnezeu, cu verdict din partea Domnului, până și Samuel plângea în fața Domnului. Și totuși David spune, este unsul Domnului. N-aș îndrăzni să pun mâna pe el. Dragii mei, în adunarea aceasta sunt copiii lui Dumnezeu. Oameni răscumpărați prin jerfa sfântă din calvar. Să nu ne permitem careva să vorbim de rău pe cei pentru care Isus Hristos a murit. Ne punem în probleme cu stăpânul. Și asta e mare problemă. În al treilea rând, dragii mei, fi tu cel care oprește telefonul fără fir. Versetul 7, cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Un frate a auzit o conversație a unui alt slujitor care vorbea de rău foarte rău pe un alt slujitor și foarte urât, cuvinte foarte josnice. Într-o altă călătorie se întâlnește cu slujitorul vorbit de rău acum și discutând cu el despre fratele care vorbise de rău, fratele care a fost vorbit de rău spunea, omul ăsta e un om bun, e un om cu calități foarte bune, măcar că știa că vorbise de rău, spunea numai lucruri bune despre el. Păi dacă și fratele să începea cu alte vorbe despre el că e așa, că e așa, acum am și eu cuvinte să-i dau înapoi. Știi că și el o zis de tine și acum asta spune mai multe de el. Și uite că așa tot umflăm acest balon. Pe când, dacă ești tu cel care taie firul telefonului și oprești cuvintele, nu mai are ce rău să facă. Mașinația lui dispare. Că rău de la ce răi vine. Dar dacă în tine Duhul Sfânt, binele care este în tine va birui răul de afară. Doamne, ajută la aceasta. 4. Dă crezare pledoariei aproape lui tău. Versetul 11 spune, uite-te, părintele meu, Uite colțul hainei tale, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire, că n-am păcătuit împotriva ta. Dacă fratele spune, frate, eu n-am făcut sau n-am făcut asta sau n-am nimic cu tine, crede-l pe cuvânt. Dar de unde crezi tu ca Dumnezeu să citești gândurile oamenilor? Asta e problema noastră. Eu știu, știu, nu, eu știu, știu eu, știu. Dar de unde știi tu? Știu eu. Ah, știu eu. Ți-o descoperit Domnul? A venit un înger? O discutat cu tine seara Arhanghelul Mihail ți a spus exact ce s acolo? Nu, dar știu eu. Dragii mei, zice Apostolul Pavel în Tia Corinteni, capitolul 4, versetul 5, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Nu știi nimic. Nu știi nimic pentru că n-ai fost acolo și și de erai nu erai în contextul persoanei. N-ai fost în papucii lui, cum zicem noi. Nu știi ce era în mintea lui când s-a întâmplat aceea. Numai unul știe, Domnul Dumnezeu. De aceea ne cheamă Biblia să fim foarte atenți și să credem pledoria persoanei. Odată o persoană spune, frate Andrei, tu ai ceva cu mine. Frate, sincer, n-am nimic cu dumitale. Nu, tu ai ceva cu mine. Fratele meu, îți spun înaintea Domnului că n-am nimic cu tine. Stă un pic și se uită. Tu chiar n-ai nimic cu mine? Frate, sincer, n-am nimic cu dumitale. Tu chiar nimic cu mine. Dar zic înaintea Domnului că nu supăra, nu, chiar îți perplex întrebare. Au început să plângă, mai am brațe. Domnul, este bine, binecuvânteze, știi că eu te iubesc foarte mult. Păi, meu, crede când cineva spune că nu e așa cum ți s-a spus. Nu e așa cum ți s-a predat de către alții. Că răul de la cei răi vine. De ce crezi pe cei răi și pe aia care sunt buni al lui Dumnezeu nu vrei să-i crezi? Doamne, ajută să fim oameni cu inimă bună. Încheiem prin a spune cinci nu uita că unul singur este judecător și ăla Dumnezeu. Nu ne place să-i vorbim de pe frați crânin că făcând astfel, noi facem dreptate Domnului. Versetul 12 spune, judece Domnul între tine și mine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Eu am auzit, am știut, las că fac eu, nu. Eu nu vorba să nu mă bag. În discuțiile astea eu nu vreau să intru. Aici E un Dumnezeu care stă mai presus și le vede pe toate. Las că Dumnezeu, știe el cum le va rândui, cum le va judeca, cum le va face. Eu nu mă bag în așa ceva. Iacov 4:11 spune: Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe frate, pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea, sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul legii și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Faceți o distinție. Una este supravegherea, dacă vreți, pastorală. Că avem grijă unii de alții. Și acum dacă un frate, o soră, o persoană trăiește în curvie, nu că te judec personal, aia Biblia te condamnă dacă cineva fumează, face droguri, câte alte lucruri, mizere și jură pe alții sau fură pe alții la business. Asta, Biblia te condamnă, nu eu, și negru pe alții, că așa scrie că n-ai voie. Dar în aspectul superficial, să încetăm cu judecata. Ai văzut că și la Mercedes. acest ce smerit fratele, nu are Mercedes. Bă, tu ai iPhone ultima clasă. Na, tu ai iPhone ultima clasă, el are Mercedes. Care diferența între voi doi? Păi mai mic nu se vede așa de mare ca lui se vede că îl scoți afară. Observați că ne judecăm pe lucruri puierile, care ne place nouă să ne simțim noi mai bine spiritual, că pe undeva n-am făcut ce a făcut el. Dar ca și el ai făcut o alte lucruri. Unul singur este judecător și ăla Dumnezeu, dragii mei. Lăsați pe Dumnezeu să judece. Noi să rămânem la ceea ce este bine. Nu uitați răul de la ce răi vine. Dacă vreți să opriți o vorbire de rău, știți cum se face? Începeți să vorbiți de bine. Frate, eu o zi de cutare că... Hai că zic eu prima oară ceva. Ce? E curios, frate. Ce știți tu ce nu știu eu? Punem împreună informațiile. Eu am văzut că e un om care vine la biserică marți și joi, se roagă împreună cu noi. Mă bucur tare mult. cum? Păi vine marți și joi la biserică cu noi. Frate, nu, eu, eu știam că l-am văzut. Nu te vine la biserică, se roagă cu noi. Văd că și ridică mâinile sus, se roagă. Cântă, slavă, are Biblia cu el când vine la biserică. Rămâne perplex. ma ce să mai spun de când vorbit de bine? Dacă vreți să opriți răul acesta, vorbiți de bine pe frați, binecuvântați și nu blestemați, rostiți cuvinte de binecuvântare, Doamne ajută la aceasta! Nu vă fie greu că nu dați dumneavoastră! Că dacă fiecare binecuvântare însemna că scos tu portofelul și 100 de dolari jos, era greu, durea, ne costa mult. Dacă îmi spui, Domnul să te binecuvânteze, cel care dă Dumnezeu măriță fie numele. Nu te costă nimic pe tine, atât că ai verbalizat, ai vocalizat expresia. Și în ziua cea mare, pentru fiecare binecuvântare, Dumnezeu te va răsplăti, fi în... asigurat de așa ceva. Dragii mei, răul de la cei răi vine. Nu participați în cercul celor răi. Sunt primul care mă pun pe lista de evaluare în această seară. Înainte de dumneavoastră vă mărturisesc că vreau să mă pocăiesc. Aș vrea să fiu mai atent, mai grijuliu la vorbe, la cuvinte. Realizez că de multe ori fac greșeli, că așa vorbim noi, de părere de rău, de durere, compătimim pe frați și toate compătimirile noastre de fapt, sunt bârfe. Pe șfide, care de fapt le învăluim în haina frumoasă. Eu vreau să mă pocăiesc în această seară. Nu știu dacă în adunare mai sunt și alții care vor să se pocăiască împreună cu mine, dar v-aș îndemna să nu uitați răul întotdeauna de la cei răi vine. Duhul Sfânt niciodată nu vă va îndemna să vorbiți de rău pe frați, niciodată nu vă va îndemna să blasfemiați pe frați, niciodată nu va învăța să faceți rău oamenilor. Duhul Sfânt vă învață să iertați, să iubiți, să răbdați chiar când sunteți păgubiți, să nu ziceți nimic, că cel ce vede Dumnezeu și îți va răsplăti în ascuns, că Dumnezeu poate să facă așa ceva. Doamne se ajută-ne la aceasta. Și dacă până aici am greșit cu părere de rău, să ne cerem iertare, să ne căim, să ne pocăim și -o Dumnezeu de azi înainte să ne ajute să fim oameni de bine, care să vorbim numai de bine pe frați și cuvântul Domnului să fie singurul cuvânt care să fie în gura noastră. Amen.